Team România va participa pentru a 22-a oară la o ediție de iarnă a Jocurilor Olimpice. Flacăra olimpică va fi aprinsă pe Stadionul Național de la Beijing, acolo unde se va desfășura și ceremonia de deschidere. Mușcelul va fi reprezentat la această întrecere de bobiorii Ciprian Daroții și Mihai Tentea. Sportivii mușceleni sunt pregătiți de antrenorul Iulian Păcioianu și sunt în plină pregătire pentru Jocurile Olimpice. Cei doi sportivi de la CS Mușcel Câmpulung au fost declarați anul trecut de către Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Argeș, cei mai buni sportivi ai Argeșului. Tentea și Daroții au fost în 2021 campioni mondiali Under 23, medaliați cu bronz la campionatul mondial Under 26, campioni europeni Under 23 și medaliați cu bronz la campionatul european Under 26.